Ceapa roșie de Bărăști a fost vedeta unui eveniment de tradiții organizat la Școala de Dinozauri și Meserii din satul Sânt Petru, comuna Sântă Mărie Orlea. Doamnele din cadrul Asociației Femeilor din Sântă Mărie Orlea, partenera Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului, s-au reunit și au prezentat tradiții în foi de ceapă, eveniment ce a coincis cu Ziua Mondială a Alimentației. În cadrul evenimentului au fost organizate ateliere de vopsit lână și ouă cu foi de ceapă, un concurs de împletit funii de ceapă, dar și alte activități interesante. Cei prezenți au putut afla informații practice, iar cei mici au putut lua parte la desene și jocuri propuse de tinerii voluntari ai Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului. Participanții la eveniment au fost invitați să guste din preparatele tradiționale cu ceapă de Bărăști. Pâine cu untură și ceapă a fost printre deliciile culinare.